Cu echipa din Plopeni, jucătoarele noastre s-au mai întâlnit în tur la Giurgiu și după un meci foarte disputat au pierdut două puncte prețioase, făcând doar un egal, 20-20. Deplasarea la Plopeni aducea giurgiuvencelor o speranță în plus și posibilitatea unei victorii, echipa adversară fiind cam de același calibru cu echipa noastră. Socoteala din târgul plopenilor nu s-a potrivit cu cea de la Giurgiu pentru că staful echipei gazdă s-a asigurat de prietenia arbitrilor. Giurgiuvencele au jucat spectaculos și cu mare dăruire, dar arbitrii le-au nedreptățit abuzând de eliminări nejustificate. Țin să felicit fetele au jucat foarte bine, s-au mobilizat, dar pe fondul unui arbitraj ostil și asta pot să vă spun cu mâna pe inimă, pentru că de câte ori le egalam, aveam eliminări și le duceau pe cele de la Plopeni la 2-3 goluri. Fetele au încercat să treacă și peste cei doi cavaleri în negru, dar nu s-au putut. Meciul s-a terminat în favoarea echipei din Plopeni 33-30, după ce echipa noastră a egalat de mai multe ori. Eliminările repetate și nejustificate și-au spus cuvântul și giurgiuvencele au ratat măcar un punct prețios, dar antrenorul echipei mai speră totuși. Teoretic sunt șanse și la ora actuală. Noi vom face tot ce este posibil ca ultima etapă să ne aducă cel mult pe locul 10, care este ultimul loc după care nu retrogradezi. Sfârșitul săptămânii aduce echipei CSS Dunărea Giurgiu meciuri în două zile consecutive. Vineri fetele vor întâlni echipa din Piatra Neamț într-un meci restanță din retur, apoi sâmbătă vor juca cu Știința Bacău.